La 3, iar tu te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Alin. Doi. Trei. Ok, sunt în baie. Unde ești? Momentul în care s-a sinucis. În baie când se sinucide, da? Și-a tăiat venele? Așa. Așa. Sunt un pic detașată de corpul lui. Parcă aș fi el. Dar de ce vrei tu să te conectezi? La ce a simțit ea? Dacă nu, analizăm. Nu simți nimic? Nu. Uh-huh. Nu simt corpul. Da. Simt că vrea ușurare doar. Vrea să se elibereze. Da. Să mergi înainte. Înainte de a-și tăia venele. Ce a simțit înainte, dacă tot atunci? Ce a gândit, ce a simțit? Groază, disperare. Groază și disperare. Neiubire. Neacceptare. De ce a venit dacă nu e acceptat? De ce a venit dacă nimeni nu-l iubește? Uh-huh. De ce m-ați adus aici, zice, dacă nu mă vreți? Uh-huh. Cu cine vorbește? Cui se adresează aici? Părinților? Părinților și unor ființe ca umbre. Și unor ființe le vede sufletul? Da, sunt ca niște umbre, ca niște nori în jurul lui. Uh-huh. Are o stare de rău, de creață, de dezgust, de... Uh-huh. Uite-te! Scârbă! Ok. Cine l-a mânat? Cine l-a trimis? Și de unde vine gândul care l-a trimis în baie să meargă și să termine? O dorință de răzbunare ca să-i arate tatălui lui ce a făcut. Să-l facă să sufere. Să-l facă să se simtă vinovat. Poate gândul așa este al lui? Plecă cumva. E gândul lui, Ela? Uite-te de unde vine. El crede că da. Ei, nu. Tu te uiți de unde vine gândul. De la cele trei umbre. De la... Deci cele trei umbre i-a trimis acest gând. Da? Bine. Profitând de vibrația scăzută pe care el se afla, da? De toate aceste nemulțumiri, tot ce se adunase, da? Da. Bine. Ia să vedem. Deci face gestul. Îl face el? Face el gestul acesta? Sau intră o umbră? El se detașează parcă și de corpul fizic. Da. Nu. În momentul ăla de tăiere, e deja detașat ușor, e parcă ușor ieșit din corp și nu simte, nu-și dă seama, numai vede că începe să se facă sânge. Cine face acțiunea? Cine comandă mușchii? E parcă telechidat. Toate cele trei. Unde sunt alea trei? În fața lui.
Nu e niciuna în corpul lui? Ne-a preluat corpul? Nu. Nu. Deci ele reușesc mental, da, să-l programeze, să-l cordoneze. Ordoneze. Bine. El, practic, nu are voință, nu mai are voință, nu mai are nimic aici. Detașează-te, la ea, ieși afară de aici. Hai! Număr de la 1 la 3, ești sus, iei și partea subliminală de mână și merge sus. 1, 2, 3. Din portal în portal, vibrații mai înalte, mai înalte, mai înalte, mai înalte. Ok. Ăsta era primul incident sau al doilea când aproape a murit? Al doilea. Al doilea. Bine. Hai să se uite mai departe de ce n-a murit. De aici vă uitați. De ce n-a murit? Încep să râde, spune. Nu pleacă că murea el. Alea vorbesc. Pe alea unde sunt? Că voi sunteți acu sus. Jos. Le auziți pe ele? Da. Deci nu pleacă când vrea el, da? Da. Dar ce au urmărit atunci? Trebuie să ne plătească, e dator, zice. Lor? Da. Ia să taie stringurile cu umbrele trei și cu torcine și orice. Acum se opune, zice. Acum. Acum s-a trezit. Acum, zice. Asta lipsea, zice. Ele vorbesc asta. Da. Încep să rupă. El taie? Se crede tăiat? Puternic. Bine, dar e mai slab decât o furnică, zice. Să le pac pucii mei. Hai să vedem ce simte. Să vedem dacă partea subliminală taie stringurile. Că după aia stăm de vorbă cu ele. Deci facă... Încep să rădă cine să taie? El? Uite-te la el, cel bajocoresc. Uite-te la el, nu poate. Ce face partea subliminală? E ușor timorat de ele. Parcă induc că nu poate și el parcă crede că chiar nu poate fără... Nu poate singur, adică ca și cum ar trebui cineva să-l ajute. Cine să ajute? Trebuie să-și facă singur. Ok, trebuie să facă singur toate lucrurile astea. Ia să-i dăm o sferă informațională. Tot ceea ce noi știm și tot ceea ce el a trăit are ca informații în conștiința lui adevărată, în sine. Este al nostru, lăsați-l în pace. Păi, nu vreau să le mai aud pe alea, că mai spun ceva. Hai să primească, facem sfera informațională ăla și îi dăm. Te joci cu focul, zici. Ia și să o bage în piept. Primește sfera informațională, partea subliminală. Încerc să mă concentrez pe ea, că nu pot. Okay, ia deconectează-te tu de alea, Ela. Da. Am tăiat cu ele? Ok. Ok. Da, primește sfera. Desfacă. Să o citească. Dau desface, o citește, o răsfăiește așa repede, repede. Încearcă să-i o ardă, dar nu ajunge până aici. De ce să mai ardă? Că el o are în ea, în el, a integrat-o deja. Da, da, ele, entitățile încearcă să-l împiedice, dar nu pot. Nu. Ajung până unde suntem nu, voi? Am făcut o bulă de protecție în care să mă detașez de ce vorbeau cu mine, nu mă lăsa să mă concentrez pe el. Și nu pot pătrunde acum aici. Bine. El stă și... Dar voi unde erați inițial când eu am zis din portal în portal, în portal, în portal? Am urcat, dar eu am rămas conectată cu ce spuneau ele. Vreau O să vedem și de ce. Da? Hai să ne concentrăm pe suflet acum. Deci sunt tare enervante astea. Da, distrag atenția. Îmi spun că am fost frați noi doi. Bine. Ți-a fost frate, zice că trebuie. Da, dar ne ascultăm noi ce rahat mănâncă ele. Hai.
Mai departe. Să descoperiți singure, zice. Bine. N-avem nevoie de ajutorul vostru. Partea aia subliminală. Desface, răspăiește, desface, să citească de sus în jos. De plecând de când s-a desprins ca și conștiință de sine. Individuală, din conștiința mai înaltă. Sinele superior. Și merge pe linia experiențială. Până aici acum. Da, citește, vede. Și hai să ne duc acum la 1, 2, 3. La momentul când a luat cunoștință cu ființele astea, prima dată. Acum 800 de vieți. Așa. În ce circunstanță? A fost le-a fost sacrificat în trup de bebeluș. El a fost, era un trup de bebeluș. Deci era un bebeluș. Și le-a astea? Fost sacrificat. Cum le-a fost sacrificat? Era, le-a fost dat lor. Pe cine erau? Și ce reprezentau umbrele astea? Ce erau? Erau oameni, erau popi, erau sacerdoți, erau, nu știu, entități în corpul unor oameni? Unde erau entitățile astea? În energetic. Erau, spun că sunt cei, astăzi noi cunoaștem, spune că cei trei crai de la răsărit. Eu vreau să-mi spună sufletul ce vede. Eu nu vreau să-i mai ascult pe ăștia, Ela. Vreau să te uiți. Ce au făcut? Cu ce tehnologie te-au acaparat? Ha. Ela, ești? Ela, ești? Ela, ești? Mă auzi? Da. Vreau să te întorci la începutul sesiunii, când ăștia au început, astea au început să execute controlul mind asupra ta. Deci la începutul sesiunii, în acel moment. 1, 2, 3. Înainte să înceapă controlul mind. Stai, ești detașată. Și spunem ce fac astea în energetic. Cine sunt aceste ființe? În primul rând, ce rasă sunt, ce specie sunt și ce fac în energetic? Unul e Alfa Draco. Da. Dar e cumva, nu știu, vechi, are 18 milioane de ani. Da. Ceilalți doi par a fi Satan, ambii, nu știu. Satan. Satan adică niște ființe de ale lui Satan, da? Da, de sunt o hologram. Holograma lui. Hologramă. Deci ce sunt? Sunt demoni. Taci! Ce? Ce spune Ela? Ela, deconectează-te de oricine ar fi. Ela, deconectează-te. Acum, 1, 2, 3. Ieși afară, deschide ochii, Ela. Ela, deschide ochii. Deschide ochii, Ela. Ridică-te în picioare. Hai. Ridică-te în picioare. Ela, ascultă-mă, mă auzi? Ela, mă auzi?
Ela, mă auzi? Da. Ridică-te în picioare, deschide ochii și fă câțiva pași. Ieși din starea de hipnoză. Scutură-te, ridică-te în picioare. Ce s-a întâmplat? Ce ți-au arătat? Ce holograme? Ia, spune, hai. Și reuși, detașează-te. M-au decapitat. Te-au decapitat? Cum au reușit să facă asta? Vitele. Nu, acum văd că nu eram eu. Nu erai tu? Nu mă puteam decorecta de ele. Asta am văzut. Eu am crezut că faceau un control mind. Când m-am conectat cu el, m-am dus direct acolo în momentul ăla și eram parcă el, m-am conectat cu el după aia. Dar tu erai în conexiune telepatică cu el, tu oricum auzeai cu sufletul, ce făcea sufletul, da? Ce gândea, ce făcea. Tu erai cu el conectat. Și simțeam cum îi vorbeau lui, deci ca și cum eu eram el. După aia îmi tot arătam imagini și vieți în care eram frați și eu l-am torturat pe el după aia, el pe mine, dar eram parcă din același suflet, parcă nu știu, din același... Mă făceau să mă simt vinovată pentru ce-a făcut el și cumva că îmi ziceau mereu că și eu am fost ca el și că... mă vor înapoi și după aia mi-arătau ai văzut ce tehnologie au? Decapitat și cum. Și dacă mai stau și dacă mă mai concentrez pe el, ca și cum ar fi atras înapoi. Chiar aha, dacă nu vroiam. Deci ca și cum să nu-l ajut, să nu-i fac, să nu... Bine, a primit informațiile? A apucat să le desfacă? Da, le citește apucat, și da? Acum le citește. Pe el îl lăsase în pace. Pe el am îmbrăcat în acea energie. El a început, parcă nu puteau să intre, dar după aia am simțit cum ceva mă trăgea din spate, din păr și mă trăgea. Și după aia l-am văzut pe el în bula mea și eu în afară. Și pe aia iarăși m-am conectat cu ele. Bine, o să vedem. De asta mă interesa. Ce tehnologie folosesc sau dacă Alin are fragment de suflet. Tu prin conexiunea cu el, nu avem cum să ținem sesiunea decât așa, telepatic, dacă el are fragment pe care ei îl țin. Fragment de al lui. Da? Te-ai revenit? Îl au. Îl văd. E într-o cutie. Bine, o să mergem înainte. E împărțit. I-l-au luat trei. La moment împărțit în e împărțit trei. În trei cutii. Și fiecare are câte o cutie asupra lor. Bine. Când i-au luat? Atunci cu sacrificiul bebelușului? Da. Bine. O să mergem într-o... O să o luăm de sus în jos și ajungem și aici. Ne mai conectăm la scena asta. Când el conștientizează de la supra-suflet, vede experiențe, cum a intrat așa și ajungem la o viață înainte. Văd totul în fața mea acum. Ce vezi? Mi-arată viețile lui toate. Ce legătură observă ce legătură ai tu cu sufletul lui Ali? Dacă este vreo legătură. A fost. Da. Ce a fel fost. De legătură și unde? Acum 600 de vieți a lui. Da. Deci am fost sora lui. Da, erai sora lui. Da. Okay. De atunci n-am mai experimentat împreună.
El a vrut să mă protejeze și s-a sacrificat el. Dar legătura în afară de soră, frate, o aveți din afara planetei? Din altă parte? Da. De pe a treia planetă în urmă, experimentată de mine. E de tine. N-a fost și el? El, pentru el a fost a cincea planetă înainte. Bine, să... deci o iei de la unul la altul. Bine. Da. Și acolo? Ce experimentați? Sau ce a fost acolo? În ce relații? Acolo mi-a fost tată. Tată. Ok. Și? Acolo eram suflete de ființe de șase. Șase de. Mi-a fost profesor, tată, învățător. M-a format mult. Explica multe despre universul ăsta, partea asta. Neagră. Partea asta de quadrant. Ce urmează quadrantul. Să se întâmple pe aici. A. Nu se întâmplase încă mizeriile. Nu. Simțea niște entități care vin în zona asta. Ok. Apoi? Ați mers, ați ajuns pe planeta aceea împreună. Apoi spuneau că va trebui să mergem pe Terra. Ca să le țineți piept ăstora? Da, să... Să nu lăsăm Terra să cadă. Să nu lăsăm Terra mâinile lor. Numai voi doi sau și cu alți, alte suflete? Aici îmi povestea mie, îmi explica mie. Când închid ochii nu mai văd nimic. După aia a format multe suflete în direcția asta, acolo, pe planeta aia. Da. Adică suflete care să vină, ca echipă, da, să veniți? Da, din șase. Să preîntâmpinați? Da. Ororile de aici? Da. Bine. Apoi, ați ajuns pe pământ? Da, pe pământ. În... Împreună sau cum, separat? Cum ați ajuns? Nu, prima dată a coborât. Prima a plecat el din acea planetă, din acea experiență. Ca și conștiință? Da. Așa. A plecat pe mai multe planete, a format pe multe alte planete, un fel de armată care să vină pe pământ. Un fel de... Și-a ales suflete? Da, da, care... Au dorit, care considerat să... Da, toate din șase de... Păi a coborât pe pământ. Păi că înainte să coboare pe pământ, ne-am întâlnit în atmosfera pământului, parcă. Eram multe, 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 multe suflete, milioane de suflete eram adunate de el, tot ce a reușit să adune. Da. Și am coborât după aia pe pământ ca și conștiințe toate. Unele în Atlantis, sunt cinci, altele direct în Lemuria. Lemuria în cinci și altele, și apoi altele direct în Atlantida. În Atlantida. În patru de pământ. Așa. Da. Apoi? Ați fost prinse una câte una, unul câte unul și în corpuri fizice, da? Da, apoi a urmat un război în patru. Da, război între cine și cine? Între ființele trezite în corpuri, în avatare, care eram noi ușor trezite și cei care, între Alfa, Draco, Zeta, toate entități care erau roizi. Cine a început războiul? Alfa Draco. Ei au început cu voi. Au vrut, da, să vă decimeze. Voi erați în corpuri de?
Diferite forme, diferite. Nu erați Nu toți, atlanți. unii atlanți, alții nu. Bine. Deci au vrut de Cu acolo să vă diferite decimeze. capacități și abilități, luptante pe mai multe fronturi, cu diferite abilități. Din corpuri, din avatare diferite, cu diferite abilități. Da. Și i-au câștigat ei și v-au trimis aici, în corpuri fizice? Da, noi la un moment dat ne-am puținat și ne-am retras undeva într-o peșteră sub pământ. Și după În aia au, 4D vorbim. da, după aia au acaparat planeta, au pus cutul energetic de Matrix și n-am mai putut ieși. Și apoi ați început să vă încarnați în 3D. Da. Ok. Și de aici fiecare pe trasee v-ați întâlnit acum 600 de vieți ale lui Alin. Da. Acolo ce ați făcut? Era soră și frate, ai zis. Acolo Da, ce s-a el era întâmplat? mai mare. Mai mare. Și de ce a vrut el ca și om să-și protejeze sora? S-a întâmplat ceva? Ție, soră, în acel corp fizic. Am încercat să mă abuzeze. Da? Cine? Niște alți oameni din acea viață, experiență? Da, era un fel de luptă, un fel de. Unde era Da, viața asta? și în societate, parcă, da, și între tabere, ceva. Unde erați? Zonă. Ca zonă văd India. India. Ca și epocă, înaintea erei noastre? Mult, acum Mult. 4.000 de ani înainte erei și mai mult, 5.000. Ok. Și acolo, deci se luptau triburi, ce erau? Eu aveam 8 ani și el încerca din răsputeri să mă protejeze. El câți ani avea? 18. Și să te protejeze că de ce? Ați intrat într-o busculadă sau tribul vostru se lupta cu alte triburi? Da, și acaparau multe fete, foarte multe fete. Și el cum te-a salvat de acolo? M-a dus într-un fel de groapă, într-o pădure. Da. Și apoi a omorât ceva animal. Și le-a arătat inima. Și le-a spus că Te-a am omorât fost. pe tine. Da. Așa. Și nu te-au mai Nu m-am mai căutat. căutat. Dar pe el nu-l vroiau, bărbații nu-i vroiau. Pe Te el l-au lăsat în pace. l-au omorât atunci. L-au omorât pe Înainte de asta a spus că să nu ne mai întâlnim niciodată. el. Cine a spus? El a spus că El a spus. să nu ne mai întâlnim niciodată, ca să mă protejeze, ca să nu ajungă la mine prin el. Bine. Ok. Bine. Acum, de atunci nu v-ați mai întâlnit până acum și aici. Nu. Revenim la începutul sesiunii. Nu unde s-a dus. Revenim aici și acum, Ela, și vedem, mi-ai spus că e împărțit în trei fragmente. Da. Fragmentarea asta provine de la acea viață când a fost sacrificat ca bebeluș. Da, în urmă cu sute de experiențe a lui. Cu 100? 800. 800 de experiențe. Deci atunci, în urmă cu 600, Era când deja. voi v-ați întâlnit, era deja fragmentat, da? Da. Era un fragment atunci din el?
Acolo era 60. Da. Acum 600 de vieți. Era 60%. Prin, așa. Prin el încerca să-i prindă pe toți care au venit cu tot acele milioane de suflete Da, pe da. care el le-a adus pe Terra. Prin el a încercat să ajungă la noi toți ceilalți. Da, da. E, acum revenim la acum 800 de experiențe, când a fost sacrificat. Aia a fost prima lui fragmentare? Da. Ok. Și acolo a fost au reușit fragmentat? Să-l fragmenteze. Doar În așa trei au fragmente. În trei fragmente, da? Da. Bine. Celelalte, apoi fragmentele astea trei, au avut, au creat trei linii temporale diferite de experimentare? Nu, le-au ținut. Le-au Le-au ținut ținut ei. Și adică prin... Alfa Draco și cu doi demoni ai lui ăla. Da. Da? Unde? Le țin în trei cutii ai zis. Unde Da, sunt cutiile astea? Demonii o au integrat în ei. Da. Deci au cutia ca un în ei. fel de loc de, în loc de inimă. Da. Iar Alfa Draco are legată la centură. Ok. Bine. Sunt niște cutii pline cu hieroglife și deci le țin la purtător. Îmbrăcate energetic, protejate energetic de acele simboluri, hieroglife de pe cutii. Hai să vedem acum, Ela. De ce, Alin, a simțit nevoia de mic să și simte nevoia, stă cu arma în cameră și nevoia de a deține arme? De unde îi vine asta? S-au folosit de dorința lui de răzbunare sau de, de apărare. De apărare. De apărare. Și de a conduce armată, Da, de da. a fi conducător, lider. Și s-a folosit de această dorință a lui în multe, multe vieți. L-au făcut să lucreze pentru ei. Da. Au fost conducător, lider, comandant în multe războaie, multe Da. lupte. Iar în această viață, cumva, încearcă să simtă ce a făcut el asupra altora, ca din partea tatălui lui. Tatăl lui era coordonat și interferat de Alfa Draco lui, a lui, entitatea lui. Adică aceeași entitate, Alfa Draco. Și Îi aici în viața cunoștea asta... toate slăbiciunile, îi cunoștea toate gândurile, trecutul, și tot timpul acționa direct pe rădăcina lui. Despre cine? Alfa Draco, despre el, suflet, despre sufletul lui Al Alin. Cui? A, lui Alin, al așa. Alin, și acționa prin tată, direct acolo unde... Unde știa că e știau vulnerabil. Că poate, da. Da. Tatăl lui Alin. S-au mai văzut în alte experiențe? Cu sufletul lui, da, sufletul? Dar sufletul tatălui lui în această viață a fost doar 2%. Atât. Da. Un fragment de 2%. Da. Și restul unde? Sunt mai multe e fragmente. E împărțit în 14. Ok, bine. Hai să vedem legătura cu fratele Geamă. Al lui Alin. Fratele Geamă mi apare ca o hologramă. E o amprentă energetică a lui Alin. O hologramă a lui Alin. Nu e suflet, fratele Geamă? E el, e Alin. E Alin în hologramă. Nu e suflet. Adică cine Acționează. sufletește corpul fratelui Geamă acum?
amprenta energetică a lui Alin. Adică un fragment de a lui Alin este. Da, dar fragmentul e cumva la Alin, nu... Nu stă acolo în corp. Da. Așa. Apare o dependență cumva față de Alin. A fratelui. Da, nu poate sta prea departe de el. Așa e, Alin? Alin, simți asta din partea fratelui tău, că stă pe lângă tine, simte o dependență față de tine? Să fie în preajmă. Nu simte. Nu simte, Alin, asta. Fizic, zic, dacă se simte. Bine. A locuit vreodată departe de tine, Alin? Adică fratele tău? Nu, sau... tot timpul ați fost alăturați aici, în apartamentele astea. Tot timpul a fost alături. Deci el da. Nu simte fizic, nu simte asta. În fizic. Da, pentru că ceea ce animă corpul fratelui e în el, e în Alin. Adică nu se simte agasat sau, cum să spun, nu simte că îl sufocă, dar... are nevoie, fratele lui are nevoie să fie mereu în jurul lui, în preajma lui Alin. Asta simt, asta văd. Bine. Fratele, de ce l-au determinat? Era Alin care a fost influențat să ajungă și fratele să-și ia viața? Este cumva, da, a fost tot un gând al lui Alin. E hologramă lui Alin care face cumva un pas în urma lui unele lucruri. Da, da, unele lucruri. Bine. Ok. Aici până aici ne-am lămurit. Parcă ar fi o copie a ceea ce face Alin, dar un pas în spate cumva, adică ca o umbră a lui Alin, e o amprentă energetică a lui. Bine. Asta au făcut-o entitățile ca să nu lasă să se întrecească, să-l scindeze cumva și energia lui să se împartă, să se disipe. Bine. Hai să vedem ce legătura lui Alin cu fata de care ne-a spus. Andra, ai zis, Alin, că se numea? Că nu, n-am deschise întrebările așa. Hai să vedem de unde se cunoaște. Ea a fost odată mamă. Iar pe urmă ea a fost soție de 4 ori. Apoi într-o viață i-au separat fără voia lor, adică au suferit foarte mult unul după altul. Tot în relație de cuplu? Da, dar n-au ajuns să se căsătorească, să aibă copii. Dar au rămas conectați energetic și nu și-au făcut niciunul familie. N-au putut. Și de acolo au tânjit viață de viață unul după altul. Au avut multe vieți după aia în care s-au întâlnit, dar n-au fost lăsați să se împreuneze. Și iubiri neîmplinite, multe, multe. Ok. Câte experiențe în total? 127. Așa. Face și ea parte din armata de suflete strânsă de a veni în 6D? Face și ea parte, da? Da. Bine. Situația în care ea se află acum, născută în acea familie cu vrăjitoare, cu ai lui Satan, cu nu știu e ce... E ca să o țină sub control. Sub control și într-o anumită formă de lipsă, de discernământ, da? Și cu multe probleme din viața aceasta. Da. Da? Depresii și toate astea. De ce nu i-a lăsat împreună pe Alin cu Andra în viața asta? Ce n-au putut? Sau entitățile, ce interesau? Când se întâlnesc două astfel de suflete, adică
care au venit într-un țel comun, cum am fost acolo. A plecat de la un țel comun, da. Acum mult timp, da. Au conexiune, suntem, cum să spun, ne potențăm, parcă, sau ne... Da, bine, asta știm. Ne deci energizăm, nu pentru mult. Că se puteau elibera, se puteau conștientiza mult unul pe altul, da, se ajutau, se energizau și puteau să conștientizeze mult mai repede, multe, prea multe. Și nu lasă, nu-i lasă. Bine. Am văzut și astea. Hai să vedem Ela. Deci Alin până la urmă stă cu arma lângă el pentru că avea acea intuiție, acele amintiri că trebuie să se apere de ceva cineva. Da. Da? Da, pentru că a avut multe vieți de experiențe în războaie. În războaie, de care ei entitățile astea s-au folosit. Și mai este și natura, mai e natura lui, adică această misiune. Da. Prin 6D, de a veni și a salva Terra. Da. Da? Și de comandant, de lider. Da, i-a avut multe experiențe pe celelalte 5 planete în care a adunat aceste milioane de suflete Da. care să vină cu el pe Terra. Bine. Hai să-l întrebăm pe Alin și să vedem după tot ce și-a văzut acum, experiențele, toată informația recuperată, tot ce a trăit și ce a trăit și în viața aceasta, dacă consideră sau că a putut să lupte cu ăștia, a putut să facă ceva. A putut să împiedice căderea planetei, să împiedice ororile și tot ce s-a întâmplat pe 3D, Pământul 3D. Zice, aș fi putut să împiedic toate astea dacă veneau și mai multe suflete. Zice, am fost puțin. Zice. Serios? Asta Așa să fie zice. cauza? Sau faptul că intrând în corpuri fizice, nu-ți Nu, mai aici amintești se cine ești? referă la lupta pierdută în Atlantis. A, Că acolo ok. trebuia să câștigăm, zice, acolo trebuia să nu, Deci a avut prea să nu puține cadă. suflete, da? A plecat cu prea puține suflete, că ei au fost mult mai mulți și s-au Da. și unit. Și Bine. acaparaseră câteva suflete dintre cele care, să zic așa, erau în tabăra noastră. Bine. Acum, consideră că făcând acțiunea asta și venind și așa în condiții și ce s-a ales cu toate sufletele, până la urmă, aceste acțiuni, aceste misiuni de salvatori ai unor planete în confruntare cu astfel de entități care au tehnologie, care sunt multe la număr, care sunt multe ca și specii, care sunt înnegrite și nu mai au legătura cu sursa. Are vreun sens? Zice că e datoria noastră, a noastră, a sufletelor conștiente, pentru că tot ce se întâmplă în dimensiuni joase afectează totul scalar. Și odată acestea, dacă prin putere și energie... Poate să acapareze, să urce Da, în și dimensiuni cu atunci... ajutorul sufletelor. Da, și Dar atunci... Toate cineva le-a permis acestor sufletele. entități. Cineva a permis mai sus de 6D să se întâmple asta. Eu așa cred. Până la sursă. Sursa știe, primordială. A permis, spune, nepăsarea sau neștiință sau necunoaștere? Bine, Sau și dacă neexperimentarea, neexperiența lipsa sufletelor? experimentării. Da, lipsa experiențelor sufletelor, zice, da. Da. De aceea n-am reușit să adun prea multe suflete care să vină să Pentru ne că nu ajute știau despre ce este vorba. Să oprim această expansiune a acestor ființe negre, zice. Ei, s-a întâmplat, zice, s-a nu creat. E vorba doar de Pământ, de Terra, ci Nu și multe de planete. Celelalte planete. Da, și Lupta nu și se duce stele. pentru că Terra are ceva special, zice.
toată această parte de galaxie are această negreală care trebuie curățată, zice. E curățată, dar înțelege că ea s-a produs, această negreală, că s-a creat lumea 3D, planete și toate astea. Că dacă toate venim în niște condiții date, suntem în niște, deja ne găsim aici, în niște condiții date, ce putem să facem este să conștientizăm unul câte unul, pentru că fiecare are nivelul lui, fiecare are parcursul lui, degeaba ne umflăm în pene și ne apucăm să conștientizăm pe Vasile, pe Mitică, pe Maria, pe oricine vrem noi, că nu facem nimic. Pentru că ei nu le-a venit timpul, nu au destul discernământ, nu au acel ceva ca să înțeleagă că trebuie să trezească. Da, din păcate așa stau lucrurile în 3D. Aici și asta și prin deja 6 și 5, unde el și-a căutat armatele, mai de mult. Deci, ideea este că fiecare suflet are parcursul lui. Fiecare suflet își face experiențele lui. Și că odată ce ne găsim aici și începem să conștientizăm misiuni planetare, nu trebuie să ni le luăm noi. Trebuie schimbată strategia, nu trebuie luptat cu ele. Nu, bineînțeles că nu trebuie. Ajutat în conștiință alte suflete. Creșterea sufletelor, conștientizarea sufletelor. Da. Dar un suflet nu crește în conștiință. Acum își dă seama de acest lucru. Exact. Dar că ei suflet... nu trebuie, adică zice noi, nu trebuie să ne focusăm să luptăm cu ele, ci să ajutăm celelalte suflete din Atlantis să conștientizeze, am pornit greșit, zice. Atlantisul e departe deja. Deci acum ne aflăm aici și aici, acum. Iar acum e aceeași bătălie, spune doar că e la un nivel mai scăzut și acum trebuie să schimbăm strategia, să ajutăm sufletele să înțeleagă, să conștientizeze atât cât pot ele, zice. Nu să ne focusăm da, pe să... aceștia, zice. Nu, și trebuie să ca sufletele, cum să le ajuți? Să primească informații și să le integreze și să le pună în practică, fiecare prin experiența lui. Da. Da? Da. Acum, situația în care se află, vrea să o îmbunătățească acest suflet? Da, vrea să se debaraseze de aceste energii care ei le-au creat în aceste experiențe, acest bagaj de luptă, de răzbunare, de așa mai departe, de apărare, toate aceste amintiri, emoții care le-au creat prin experiențe și le-a adus cu el, pentru că spune nu asta e strategia, zice. Nu asta e strategia. Da. Bine. Are posibilitatea, că i-am dat informațiile, să schimbe linia temporală, să o taie de unde dorește, de unde crede, cu această conștientizare de acum. Deci și-o taie. Văd că se întoarce în Atlantis. Da. Și acolo dă sfere informaționale, cum că acea strategie a lor va eșua. Și că de acolo trebuie, de fapt, ajutate sufletele să înțeleagă nu să lupte împotriva acestora, ci să... să înțeleagă așa cum fac ele cu noi, da, aceste entități, să le înțeleagă psihologia, să le înțeleagă modul de lucru, să le înțeleagă astfel încât să aibă cât mai puțin de a face cu ele. Crească în conștientizare și la toate sufletele, astea cu care a venit, poate să creeze o linie temporală, o buclă temporală, acolo în Atlantis, unde le avea pe toate. Înainte să ajungă în Atlantis, da? Da. Sau înainte să plece, aș spune eu. Trebuie făcută o pregătire despre, cu tot ceea ce a aflat acum și tot ce știe și fiecare suflet a acumulat ca și informație, ne întoarcem pe acea planetă de 6D și prin alte planete când a început să-și formeze. Da. Armata. Și acolo, pe bucla asta, toate aceste suflete primesc aceste informații care acum le are Alin și fiecare suflet care este pe pământ de când au venit și în 3D și fiecare își descarcă informația. Ce a trăit, ce a făcut,
Dar informația din conștiința e lui adevărată, fiecare. Dă acolo unde este, el le dă sfera informațională la toate sufletele. De acolo. Ce s-a trăit cu nu știu ce. Apoi, fiecare suflet de acolo își aduce informația din 3D, din ce au trăit, și aduce acolo. Fac o bază de date. Da. Fac săli de cursuri sau o sală sau cum, nu știu cum știu ei, și fiecare integrează informarea fiecăruia. Informația fiecăruia. Da, au schimbat informațiile între ei. Ok. Astfel încât apoi, să primească toți experiențele celorlalți ca informații. De aici fac niște fișe. Niște fișe, eu știu cum să le zic, fișe pentru fiecare tip de entitate, rasă, specie. Da. Da? Din astea trebuie să învețe cum să nu interacționeze cu ele. Cum să nu intre în energiile lor. Cum să își mențină vibrație înaltă pe pământ. Să manifeste iubirea lor de acolo. Da. Dar și cum să învețe pe toți ceilalți acest lucru. Da. Care vor interacționa pe pământul 5D, 4D, 3D. Da? Da. Bine. Deci, de aici, înainte de a pleca, tai linia experiențială. Dar după ce a făcut școala și a adunat informația, da? Deci mai departe, de unde a făcut școala și a instruit sufletele, tai linia experiențială. Da, o taie fiecare, taie toți o taie. Fiecare, toi o taie, da, toți o taie, da? Și eu o taie. Bine. Și tu o tai și Andra și toate el este sufletele. Așa. Bine. Iar extrage, fiecare și extrage prin acea vibrație de 6D sau alta mai mare sau de care vrea, își extrage toată energia care a investit-o, fiecare pe linia lui experiențială și și-o integrează energia lui. Da, o retrage, o curăță, o purifică și o integrează. Da. Acum, fiecare suflet deschide portal dimensional de experimentare. Și cât număr eu de la 1 la 3, deschide fiecare portal. Cât număr de la 1 la 5, fiecare își proiectează experiențe în baza acestor cunoștințe de acum. Libere. Atâtea câte sunt necesare, astfel încât când ies de pe portalul ăsta să iasă cu parametri ca om, vorbim 3D, să iasă cu parametrii corpurilor, corp vital, corp sexual, corp emoțional și corp mental, de 100% sau aproape, da, cu mult discernământ. Atâtea câte experiențe sunt nevoie, atâtea face fiecare, de câte experiențe are nevoie. Bine, începem da. Și ne uităm la Alin, ne uităm și la tine, dacă vrei, la, da, așa. Număr 1, 2, 3. Și fiecare suflet intră în portalul dimensional de experimentare. 1. Doi. Trei. Patru. Și cinci. Ieșiți afară. Hai să vedem. Hai să vedem ce parametri are Alin, suflet. Toți parametrii sunt 89. 89 la Alin. La tine? Da. Ela? La mine văd 92 toți. 92 toți. Hai Alin să vedem la Andra. Are, el spune că ar fi făcut 94 ca parametri la 100, dar are nevoie să înțeleagă mintea fizică asta.
o perioadă de 3 luni să metabolizeze. Și apoi se va ridica direct la 94 și apoi de-a lungul experienței acesteia și le va completa. Bine. Andra. Hai să vede, Andra. Emoțional la ea văd 96 acum. Sexual văd 93. Mental. Mental văd 79 la ea. Mic. Mic. Nu e mic, dar nici nu e spre 100. Bine, ea poate să mai intre în, să-și deschide alt portal și să lucreze pe corpul mental. Alte experiențe își proiectează, da? Da. Să fie puternică pentru că este în familia aia în care este. Da. Da? Bine. Acum, Ela, trebuie să găsim un suflet, un suflet care să vină să preia corpul fratelui, un suflet dintre acestea, probabil, care au căpătat, până și-au făcut și alte suflete, portale experimental, din da, armata lui Alin. Da. Da? Și-au făcut toate. Să întrebe dacă un suflet este disponibil cu acești parametri, este disponibil să preia corpul fratelui geamăn al lui Alin. Zice că da. Este un suflet care a vrut să vină da. Ca frate al lui, da. Dar nu i-a fost permis. Și ar fi bucuros să vină acum. Da. Da. Bine. Și vine. Bine. Hai să vină și să intre în corp. Ce parametri are? Corp mental, corp emoțional, corp sexual? Mental 94, sexual 92, emoțional 93. Bine. Cum face? Descarcă informațiile fratelui lui Alin? Da, cum face? Le descarcă în corpul energetic. Deci a trăit energetic. Până acum, da? Ca Da. Să poată să Da. Amintească să... Da? Le descarcă complet. E un olchin, Alin. Da. Dar un olchin programat. Olchin conștient. Conștient. Așa. Da. Și hai să intre în corpul. Și venim aici acum, pe noua linie. Câte experiențe a făcut Alin? 1500. Câte experiențe ai făcut tu, Ela, că și tu vii pe noua linie? 1463. Câte experiențe a făcut Andra? Prima dată 780, apoi am mai făcut 200. 980, Andra, da? Da. Bine. Câte experiențe a făcut acest sufletel care a venit în fratele lui Alin? 930. 930. Bine, hai să ne spună cum se mișcă în corpul fratelui. Foarte bine, zice. Da? A preluat bine? Da. Pentru că venim pe fiecare vine pe această nouă linie temporală, care cu aceste experiențe, iar Alin nu mai este în corpul. Nu mai are amprentă, nu mai are nimic al fratelui. Alin este întreg, da. Nu mai e fragmentat, nu mai are niciun contract cu nimeni. Și nimic, da. Și nimic. Da. Acum, Ela, te uiți aici și acum și observă câmpurile energetice ale lui Ali. Sunt foarte bine conturate, foarte opace, adică pline de energie, fără stringuri, fără interferențe, văd. Da. Și fără implanturi acum. Ce implanturi avea, să ne uităm, pe vechea linie? La începutul sesiunii. Ce implanturi avea? Avea lanțuri la mâini, da. La genunchi, la glezne, da. La gât. Pe cap avea ca un fel de o cască, ca un fel de cască metalică cu piroane spre interior. Da. Și de la fiecare piron din exterior erau câte un string care ducea la aceste entități. Mm-hmm.
Mai avea chakra gâtului, plexului și a inimii. Fiecare entitate cu cât un cordon energetic pe fiecare. Una la gât, alta la inimă, alta la plex. Uite-te la tine, Ela. Deci Atât. acum, implanturi nu mai sunt. Entități nu mai sunt. Contracte nu sunt. Nimic nu este. Da. Vreau doar să mai trimită sferi informaționale la toate sufletele care a experimentat pe vechea linie și tu și toată lumea din acele suflete, din armata lui Alin, nu-mi place cuvântul ăsta, deci din organizație, să zicem, sau ceva, nu știu cum să zic. Și deci trimiți sfere informaționale către toate sufletele cu care au interacționat pe linia veche. Da. Că arde toate karmele, bine, au fost arse karmele, că s-a distrus liniile care le-au fost impuse. Se declară liber să experimenteze de orice suflet pe care l-a întâlnit și a fost legat prin aceste karme false. Și Da. fiecare suflet îl declară liber să experimenteze. Da? Da, toți declarăm asta. Da. Da. Acum, hai să vedem dacă mai simte nevoia Alin, care este acum, să țină armă în casă, să țină tot echipamentul ăla ce le are aici. Dacă mai consideră că e Simte necesar. eliberare, simte degajare, ușurare, zice. Și știe că singurul lucru care îl protejează, îl ajută, este această energia conștientizare de lui, acum și vibrația energia lui lui. înaltă, da? Este această conștientizare și că acele obiecte sunt doar niște instrumente care nu îl ajută cu nimic în noua lui vibrație de iubire. Deci alea pălesc, alea se dizolvă oricum în această nouă vibrație. Se dizolvă, dar vedem ce face cu ele, pentru că nu vreau ca aceste obiecte să-l reconecteze. Acele energii. Eu văd acum aici le dizolvă din energetic. Din energetic, dar Da, în cu fizic amprente, ele cu există. stringuri, cu... Fizic ele În există. fizic transmite minții fizice că nu are nevoie de ele, se debarasese. Bine. Hai Nu, să ne uităm. ele îl protejează, ci în propria lui energie Exact. conștientizare îl El se protejează. protejează propria lui conștientizare și ceea ce el, ca și vibrație, reușește să dezvolte și să mențină. Ok. Hai să ne uităm la frate. Corpul fratelui cu acest sufletel nou observă, merge un pic o progresie, fă o progresie, plecând de la această condiție, la și vezi dacă fratele are schimbări, mai are gânduri de... Nu mai are, că era Alin care îi Nu, se transmitea. simte foarte detașat, degajat și își face propria lui experiență fără atașamente, stringuri, așa cum a învățat în portal. Deci... Oh, ok, super. Acum vreau Ela, toți și tu, și adică și tu și Alin, să mergeți la începutul sesiunii și să vedem dacă acele entități mai au vreo putere asupra voastră. Mai pot să facă ceva. Acum să vă văd. Nu, suntem în baie, 1, dar... 1, 2, 3. Hai să vedem. Ce Nu, spune? suntem în acea baie, dar suntem în picioare unul lângă altul. Vana e plină cu apă, dar în rest nimic. Nu se mai întâmplă nimic. Nu. Nu vă atacă nimeni. Nu. Nu mai poate nimeni să facă vreo acțiune asupra voastră. Nu. Nu sunt Da? nici măcar amprente energetice aici. Nimic. Nimic. Bine. A fost șters oricum. Făcea parte din vechea linie. Ziceam Bine, să o mă recreez. relaxez. Da? Am să mă relaxez într-o baie, zice Dara. Ok. De acum încolo. Da? Da. Bine. Acum e la... Dacă nu mai avem nimic de făcut, misiune îndeplinită, Vă duce o simtă cum ar zice prezență. Alin,
Eu simt că plutesc. Tu simți că plutești. Alin, ce simt? Suflet. E fericit acum că a eliberat, s-a eliberat și pe el și pe toți ceilalți. Toți ceilalți, da? Da. Și acum toată lumea e instruită să poată să da, cu... își facă misiunea cu altă conștientizare, da, și altă abordare. Da. Bine, hai să meargă. Meargă Alin în sinele mai înalt. 1, 2, 3. Wow, da, are un sine de 24. Mm-hmm. Wow, deci așa sine și așa stări și experiențe. Da. Bine. Interaze, da, în toate structurile lui, le armonizează minte conștientă, corp vital, corp sexual, corp emoțional, corp mental, adică această minte. Da, zice, m-am lăsat să învăț totul. Mm-hmm. Da. Concluzia care este, poți să fii sine de 150, așa cum e și sursa. Da. Cum e sursa din care noi ne-am desprins toți. Da, deci... De aia sursa s-a fragmentat și sin și tot și așa să meargă în experiențe, să cunoască, să cunoască, să coboare până în fundurile abisului, acestor entități, abisului, ca să cunoască și să poată să, de-abia apoi să poată să... Pentru că de acolo, de sus, ai impresia sau că știi că poți, păi da, eu sunt. Și te trezești prin aceste realități. Cât de grele sunt, da. Da, că ești halit de ei, pentru că sunt mult, sunt alte vibrații, sunt alte lumi, n-ai cunoscut aceste, ceea ce se întâmplă pe aici, nu știi, da, de și aici... nu știi să reacționezi, decât dacă cunoști, treci prin el. Deci percepi și înțelegi greutatea acestor dimensiuni, acestor energii. Exact cum ești la etajul 50, te uiți de sus, wow, vezi așa niște chestii în mare, le vezi pe jos, niște... Așa, zice, e interesant. Da, și spui, uite ce frumos e acolo, departe, și când e jos, să mergi acolo, ce greu e să ajungi până acolo. Și câte obstacole ai până acolo. Cum zic eu, că de afară, știi că am mai avut sesiuni, și de afară, era, era frumoasă, o vedeam un suflet. Frumoasă, albastră, frumoasă. Și eu ziceam, ce frumos este vopsită Terra. Pe afară e vopsit gardul și înăuntru leopardul. Da. Cam așa sunt aceste dimensiuni. Bine. Hai să mergem toată lumea în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Aici și acum își caută matricea originală pe care o suprapune peste matricea cu care vine din experimentare. Corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate. Da. Activează declarația de suveranitate. Da. O dă comandă să iasă afară tot ADN-ul nebenefic care a fost adăugat de entități prin diverse procese de hibridizare, de modificare. La... Nu are mult, are 4%, de aceea văd că țineau fragmentele lui ca să-l poată controla, că nu l-au putut hibridiza prea mult. De-aia le țineau, da. Da. Bine, nu mai are, să amintim și asta lui Alin, că tăind toată linia veche nu mai există nimic de acolo. Nu, deci, da, s-a schimbat totul. Întreg, da. Este tot. Da? Da. Hai să... Și da, dizolvă, te... decrează complet acest procent de ADN și îl reconstruiește în original cu ajutorul matricii originale primordiale. Hai să vedem câte experiențe a avut în acest univers. 18 milioane. Milioane de experiențe. Prin câte alte universuri ca sine de 24 a mai trecut? 100. Bine, că putea să... 100 de universuri. Da. Aici relativ, pentru că putea și ca sine de 23 și ca sine de 22, da, și ca 21 să se mai ducă, să se mai întoarcă, da? Da. Deci un număr relativ. Bine. Da. Hai să-și activeze programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Da, activează. Să-și facă sfera de materializare aici, în sursa primordială a creației. Aici își trimite orice obiectiv, orice idee care vrea să o aducă în manifestare, o susține mental, emoțional și energetic. Se vede, creează noua linie
un film își creează, își imaginează noua linie a ceea ce vrea să creeze, procesele prin care trebuie să treacă, a ceea ce vrea să creeze, ajunge la finalul creației, da. Face o poză, se vede bucuros, se simte acolo, în noua condiție. Face o poză și aduce poza aceea și o aduce în corpul lui fizic. Adică o aducem în manifestare, în dimensiunea 3D. Ne procedăm și noi la fel la cu sferele noastre de materializare. Ok. Și rubar. De la 1 la 3 și venim aici și acum, fiecare prin canalul lui de abundență benefică pe care îl curăță, purifică și lărgește. 1, 2, 3. Aici acum tăiem orice legătură cu oricine și orice. Ce am văzut, ce am investigat, tot în această sesiune, să-și anuleze, decreeze orice ritual care a fost făcut, la care a participat sau care l-a făcut altora în această viață, că restul nu mai există. Da, toate le disolvă, le anulează, le decrează. Alin, te rog să te uiți și să-mi spui dacă mai trebuie să întrebăm ceva din întrebări, că eu nu le-am mai deschis, la care n-am răspuns. Ce e important pentru tine? Stăm un pic, Ela. A, până atunci, hai să mai lucrăm. Facem sfere informaționale, o infinitate, cu toată iubirea noastră, care o trimitem la toate sufletele din univers, din creație, la toți cei care ne urmăresc, că se bucură, am văzut, Ela, și s-au bucurat că le-am trimis sfere, da? Da, la toți clienții noștri. Sunt? Alin? A? Cred că s-o răspuns deja. Stai un pic că mă uit eu dacă e ultim. Căutăm aici. Două, ultima întrebare. De ce am început să beau mai mult și să fumez în ultimii ani după relația cu Andrada? Uite, Sandra. Hai, lasă-te. Da, pentru că despărțirea, acea energie a voastră care s-ar fi completat una pe alta, ați simțit acea lipsă. Lipsă, da? Și asta te-a deprimat, te-a făcut. Ei te-au ținut, te-au băgat în această energie joasă de neîmplinire și depresia aceasta te-a făcut să te conectezi, să bei mai mult, pentru că ei te influențau. Fai și încă cum? Am văzut ce au făcut cu mine. Deci reușeau să țin ducă tot ce vroiau ca să extragă ca energie de la tine, să creezi pentru ei acea energie. Iar această dependență... Nu e dependență, că n-am oarecum, da, adică... Da, că și eu mai fumez din când în când. Da. E plăcerea lor. Vai, da, trebuie să renunț și eu de tot. Trebuie să renunțăm. Bine, la fumat. Bine, zice, de ce simt presiune, disconfort la nivelul testiculului drept până la nivelul pelvisului și trece până în spate către coloană? Doar pe partea dreaptă, dacă e vreun implant. Nici nu mai știu unde am zis că era un implant. La gât, era din gât, da, era gât, genunchi, încheieturi, centură. Da. Mi-a arătat o viață în care a fost ultima, da, în care a fost torturat și l-au, cum să spun, tras în țeapă, să zic oarecum, dar cu ceva, un fel de suliță mai subțire, nu țeapă groasă cum făcea Vlad Țepeș. A fost împuns, a fost... Așa, și a fost strivit. Da. Testiculul. Bine, și era o punte. O punte energetică cu durerea, cu energia, cu această... Activeau tot ce se putea. Nici nu mai ne facem, nu ne mai... Cum să zic, iluzii, de torturi ce nu mai să vorbesc, facă că ce a trăit și ce a făcuseră, da? Multe vieți de torturi, avuseseră acest... S-a dizolvat tot.
Ți-am cunoscut un preot la o mănăstire de maici. Omul mi-a fost ca și frate, prieten, tată pe care nu l-am avut. Nu e un om dogmatic, fanatic, religios, dar crede în Dumnezeu acela bun. Merg acolo când și când și îl mai ajut la lucru. Așa. De când v-am cunoscut pe voi, merg acolo, dar doar pentru oamenii aceia buni la suflet, nu pentru slujbele de duminică. Ei m-au ajutat în momentele mele grele, când cu tot ce a trecut și trăit depresia și Alin, și nu le-aș întoarce spatele ca un trădător. E, te vezi ce înseamnă? Ce înseamnă conștiința acestui comandant de 6D, da? Da. Dar nu mai rezonez cu biserica și Dumnezeu așa zis iubitor în care ei cred. Pot să mai merg pe acolo doar așa detașat, fără să am vreo treabă cu slujbele lor, dar îmi fac rău sau îmi fac rău? Ia, vezi ce stă. Deci, unul la mână, nu trebuie să te gândești că cineva mai poate să-ți facă rău, tu mergi în vibrația ta înaltă, nu cobori la nivelul lor și nu te pot atinge. Deci poți să mergi acolo, poți să mergi ca și cum ai avea un felinar printr-un tunel întunecat și tu ești lumina, așa văd că poți să mergi printre ei pe acolo și fără să te afecteze, dar fără să ai frică că te poate afecta și să știi că nu te poate atinge nimic. Dacă ai cea mai mică frică și îndoială... Nu te mai du. Da, dar oricum nu are legătură, dar nu te mai conecta cu alea. Nu te conecta cu nimic. Legăturile karmatice am văzut cu ai tăiat cu acele suflete de acolo, preotul de și mamă n-am vorbit. Mama, ok, mama a primit sfera, a fost în minus 2, s-a ridicat. Bine. A primit informația, a primit sfera. Și mama e în viață. Da, da, sufletul ei sufletul era pe vibrația aia, bine, da. Da. Bine. A primit informația și acum văd că se ridică până în 5 aproape. Eu auzi ce repede a mers. Ia să vedem cum va merge și cu mintea fizică. În vibrația minus 2 în care ea era și din cauza tatălui, soțului. Era și din cauza tatălui, e și profund religioasă. Și ce nu știu, ce am mai înțeles eu. E aproape în 5, 4.8 acum, s-a ridicat. Bine. Deci am mai avut experiențe cu sufletele acesta? Da, 32 era. De ce nu pot avea nicio relație cu nicio fată, chiar dacă sufletul meu vrea să experimenteze iubirea? Păi, dar normal. Cum să experimentezi iubirea și fericirea când ei vrea ei să te țină? Să nu mă tortur și... N-avea cum să îl lase să experimenteze așa ceva, pentru că el automat s-ar el imediat declanșa, făcea de click. Da. Da, fiind sine de care era și intenția cu care a venit pe pământ, deci nu lăsau. Bine, deci am cunoscut-o pe Andra. Ce înseamnă ea? Pentru asta am văzut. Și deci a cunoscut-o, a fost băgată, au fost băgați în acest contract de viață, de experiență pe viața asta, probabil... Ca să-l amăgească, să-l țină și pe el și pe ea, să-i țină frustrări. Da, neîmplinire și toate. Neîmplinire, da. De ce nu am putut să dau examenele orale, să nu pot da examenul de licență? Am făcut 4 ani de facultate degeaba. Deci la oral simțea acele emoții care ne-a spus. Deci pur și simplu nu se putea concentra și vorbi. A fost executat în fața mulțimilor de 4 sau 5 ori, văd. Deci simțea ca și cum era în fața unui pluton. Văd că una dintre aceste experiențe l-au forțat și l-au păcălit să recunoască, nu să recunoască, să spună o vinovăție pe care nu o făcuse și îi spusese că dacă el spune lucrul ăsta, le liberează și el a crezut, a spus, s-a auto-învinovățit și bineînțeles că nu și pe urmă nu s-au ținut de cuvânt, au început să râdă de el și l-au decapitat. Bine, iar acum mai bine nu mai vorbea, adică. Da, a căpătat toate aceste. Da? De aceea și nimic. Acea frică de parcă e o tortură pentru el vorbitul. Da, bine, da, că-l conecta și vorbitul și... Ok, bine.
Hai să vedem Ella să-și facă două sfere generaționale de cea mai înaltă vibrație, care le trimite pe arborele genealogic din partea mamei, din partea tatălui, și arde orice program nebenefic care s-a transmis de la strămoși prin ADN. Ok, pe partea mamei merge până la a 14-a generație, pe partea tatălui merge până la 84-a. Bine. Și acum dăm cu bombe, cu lumină și fie. O informație care am văzut-o acum, din partea sufletului mamei, care l-am văzut în minus 2, era fragment. Mhm. Nu sufletul bine, din fizic, fragment sus, care era în minus. Da, bine. Deci, s-a eliberat. S-a unit cu sufletul care acum... Încă este... nu. Nu, încă s-a nu. Dus în 5. S-a dus în 5, da, dar bine, de și... acolo văd că trimite informații sufletului din corp fizic. Dar sufletul din corp fizic n-a primit sferă informațională? Sfera s-a dus Ba, direct la da. Fragmentul din minus 2? Prima dată, da. Uh-huh. Acel fragment s-a eliberat. Și apoi acel fragment a transmis informații fragmentului din fizic și acesta din fizic asimilează, mai încet, dar asimilează. Bine. Interesant fragmentul cum cel din tatălui minus a 2 primit a primit. Sferă. Prim. Fragmentul tatălui a primit sferă? Nu. Nu a primit? Nu. Sufletul O are tatălui, pe unde o fi, sau alte fragmente, 14? Din acele 14 fragmente, văd 3 care au primit, au desfăcut informația, celelalte o au încă în câmpuri și cele trei care au desfăcut informația, văd că acum încearcă să ajute și celelalte fragmente să asimileze informațiile, să le desfacă. Bine, sunt încarnate alte fragmente? Nu, nu sunt încarnate. Bine, atunci nici. Să se unifice, să facă și apoi să vină, să vină și ele Da. În corpul acesta. Da, ok. Bine, Ela, acestea au fost. Sesiunea opresc aici. Mulțumim sufletelului, Alin. Mulțumesc și ție, Ela, că reușești să descifrezi, dar și să treci peste atâtea câte Știi cum a întâlniri. fost și despre mine lucruri. Exact. Opresc în regi.